Salutare și bine te-am regăsit! Acesta nu este clickbait, acesta chiar este un material despre locul în care se găsesc cele mai multe gadgeturi din lume. Este un fel de casa lui Moș Crăciun pentru adulți. Dă-mi tu o glumă mai bună. Ce ai vrea tu să vezi când intri într-un magazin? Ai vrea să vezi poșete? Ai vrea să vezi pantofiori? Ai vrea să vezi hăinițe? Sau ai vrea să vezi gadgeturi? Ei bine, așa cum îți fug ție ochii la tot ce se întâmplă aici și nu vezi că eu am o maimuță pe piept... Acum ai văzut maimuța? Așa ne uităm noi gură cască atunci când intrăm în magazine. Și am nimerit. S-a întâmplat. Am ajuns în Taiwan, în Taipei și am mers la cel mai tare magazin. Și acesta este visul oricărui pasionat de gadgeturi. Etaje întregi pline de telefoane, televizoare 8K, boxe de la 10.000 de dolari uneori, amplificatoare, laptopuri de la cele mai ieftine la cele mai scumpe, orice fel de componente de PC, de-aia n-am fost în partea aia, că nu eram cu Radu, deci n-am avut niciun motiv. În plus, căști, boxe, mouse, tastatur, rucsaci, de la toți producătorii de care ai auzit sau nu. Astăzi vă povestesc despre Guanghua Digital Plaza din Taipei, Taiwan. Sper că într-o zi să vă pot arăta și Hua Kianbe din Shenzhen. Dar deocamdată hai să ne uităm la cel mai tare magazin de gadgeturi în care am fost vreodată și să comparăm prețurile din capitala tehnologiei cu restul lumii, dacă putem. Pentru că nu tot ce vezi în Taiwan, adică Taiwan, cum vrei să zice, e disponibil și în restul lumii. Însă, cum le vezi acolo, ar trebui să fie peste tot, într-o lume ideală. Este o experiență unică pe care nu o poți avea nicăieri altundeva în lume din toată experiența noastră. Ne-am cam obișnuit să cumpărăm doar de pe internet și din review-uri online și punem mâna pe produs abia după ce am dat banii pe el. Mulți dintre voi vă cumpărați produsele de pe urma review-urilor noastre. Suferim împreună cu voi că nu există un magazin și în România, București, în care toate gadgeturile astea și cele pe care vi le-am arătat în ultimele săptămâni să le poți vedea și să pui mâna pe ele. Avem magazine de electronice, nu avem magazine adevărate de gadgeturi. Guanghua Digital Plaza este unul dintre ele. Hai să intrăm în pâine, în orez, și să vă dau câteva exemple de gadgeturi. O să vă dezumflați la prețuri la unele dintre ele. Deși este mare și frumos, acest mall de gadgeturi nu are cele mai bune prețuri, dar are o varietate excepțională. Însă, pentru cei curioși de prețuri, hai să ne uităm un pic la cât ar trebui să coste, dacă ar fi disponibil și la noi, un Oppo Find X. Cel de 128 de giga în Taiwan este 26.000 de dolari taiwanezi, echivalent 828 de dolari americani și undeva la vreo 700 pe Amazon. În România, echivalent 3.500 de lei, cam ca pe Amazon. Deci îl poți comanda, dar nu recomandăm și de aceea nici nu l-am arătat, că nu are garanție locală. Următorul ar fi One More Spearhead. Sunt niște căști foarte tari, care în Taiwan sunt 105 dolari, pe Amazon 90, la noi nu se găsesc. Dar brandul One More este unul dintre cele care au prins avânt foarte tare în ultimii ani și ne place foarte mult. Uite, să mai dau un exemplu la gadgeturi mai mainstream așa. Mi-ar plăcea să mă joc o vreme cu un iPad Pro, cochetez cu ideea și am vrut să cumpăr unul din Taiwan. Păi ăla de 64 de giga cu Wi-Fi este undeva la vreo 1081 de dolari echivalent, adică vreo 5100 de lei în România, cu 500 de lei mai scump ca în Taiwan, însă cu 1000 de lei mai scumpă ca în Statele Unite. Și niciuna dintre cele de mai sus nu are TVA ca la noi sau garanție locală, dar despre garanție mai vorbim. Hai să mai luăm un alt produs, iPhone 10S Max, varianta de 64 de giga, aproape 40.000 de dolari taiwanezi, adică 5800 de lei în România. Cu 400 de lei e mai scump la noi ca în Taiwan,
cu 1200 de lei mai scump ca în Statele Unite, dar din nou ia în calcul sales tax și TVA la noi. Dacă tot la cei 400-500 de lei diferență, asta este de fapt garanția locală de 2 ani. Taiwan și Statele Unite oferă garanție doar un an, care nu e valabilă și în Europa. Așadar, chiar crezi că merită? Doar ca să dai o idee mai puțin pe gadgeturile foarte scumpe, să le cumperi de pe alt continent, poate da, dacă ai o vacanță, dacă ai o deplasare acolo. Dar altfel ai idee cât te costă transportul să le trimiți de acolo? Asta dacă ai norocul, adică ghinionul să se strice în primul an de folosință, va trebui să plătești transportul și înapoi. Doar întreb pentru un prieten. Ok, unul dintre cele mai cerute telefoane la noi, Pocophone. Și Pocophone-ul de 64 de giga în Taiwan este echivalent a 350 de dolari, adică 1350 de lei. Mai e ceva de spus? Prețul, cam știți pe la noi, e tot pe acolo. Și asta e la magazinul oficial Xiaomi din Taiwan, nu la orice reseller. Resellerii mai au și adaos pentru că Xiaomi merge cu adaosurile foarte, foarte jos. Hai să dăm o tură și prin magazinul Huawei. Sunt mulți reselleri pe acolo, dar mulți și un magazin mare Huawei. MateBook X Pro, care am înțeles că prinde foarte tare și pe la noi, am văzut oameni foarte încântați și s-a vândut destul de bine, în Taiwan pleacă de la 1366 de dolari americani. La cea mai slabă configurație. La noi nu se găsește aia, la noi se găsește undeva la 1940 de dolari. Vine cu cel mai performant procesor. E diferență sensibilă la acest capitol, dar sunt variante diferite și asta se întâmplă constant. Producătorii fac de multe ori versiuni diferite pentru Asia și pentru noi. Ba chiar între diferiții distribuitori de la noi apar prețuri diferite pentru că se schimbă ceva în codul produsului, astfel încât fiecare dintre ei să nu poată fi comparat cu celălalt. E o tehnică de care se abuzează. Să vă mai dau exemple. Huawei P30, da? În dolari americani 665, vine undeva pe la 2770 de lei față de vreo 3000 de lei la noi. E diferență mică, dar garanția este mult mai mare la noi, iarăși. Huawei MediaPad M5 pe Wi-Fi, 442 de dolari americani, echivalent 1845 de lei și este 1500 de lei la noi, deja apar diferențe și nici nu am inclus TVA-ul la niciunul dintre produsele de mai sus. Aici este însă un motiv important. În Asia încă se vând tablete, ecrane mari, mai ales cu Android. La noi mai puțin, deci Huawei și alți producători sunt forțați să țină prețul mai jos aici la noi. Deci, dacă ai un prieten în Taiwan și vreau o tabletă Huawei, poate o duci tu. Ok. În rest, prețurile la noi sunt destul de aliniate. Huawei are o politică destul de strictă a prețurilor între diferitele magazine. Variația pentru un laptop de 8000 de lei este undeva între 150 de lei de la un magazin la altul. Și asta dacă e în calcul vreo 8 magazine la care noi ne-am uitat la prețuri. Prețul este controlat de producător, la fel cum face, spre exemplu, și GoPro. Adică nu o să poți cumpăra nicăieri în lume un GoPro mai ieftin. Peste tot e la fel. Bine, e mai scump în Europa, că e pe euro, dar pe dolari e fix întotdeauna. Hai să trecem la alte accesorii. Uite, Corin. Da, nu Codrin, ci Corin cu capa este un brand care s-a lansat pe Kickstarter și am apreciat doar din imagini până acum simplitatea și eleganța cu care construiesc rucsacii și bagajele de mână. Și aici, în Taiwan, am avut ocazia să le și pipăi, să mă convin că sunt așa cum le descriu producătorii. Nu m-am convins, e greu dacă nu-l folosești zi de zi să-ți dai seama dacă e bun sau nu. Arată frumos, dar dacă se va strica sau se va rupe în bucăți în câteva luni, n-ai de unde să știi. Și acești rucsaci sunt doar o mică parte din multitudine, este o avalanșă, este o chestie, e o junglă de accesorii foarte faine pe care, adică m-am obținut cu greu să nu iau huse pentru camere, portofele de accesorii din astea, chestii transparente, chestii de agățat camera, mi-a luat câteva dintre ele, spre exemplu, o chestie de agățat, o cameră de mână, dar sunt mici chestii de la foarte multe branduri pe care e greu să le găsești la noi. Le poți obține de cele mai multe ori doar pe comandă. E fain să ai oportunitatea de a le vedea însă în magazin, pentru că atunci când le pipăi simți diferența. E diferență importantă între un accesoriu de firmă de 40 de dolari și unul făcut de un startup de 100 de dolari. După ce pui mâna pe cele două, să simți diferența la materiale, la fermoare. Materialele folosite de brandurile care încearcă să vândă noi generații sunt ceva mai bune. Cei care nu se bat la preț, cu siguranță bifează la calitate, dar trebuie să te convingi să pui mâna pe ele. Ok, hai să trecem acum într-o zonă mai de hardware, sisteme de desktop. Ce sistem crezi că poți să-ți cumperi cu vreo 665 de dolari americani, nu din magazin, adică vreo 2770 de lei? E bine, în Taipei, un amărât de i5-8400 cu 1 tera de hard, 4 GB de RAM și DVD writer, da, ai citit bine, sau ai auzit bine, DVD writer, la noi măcar pentru același procesor ai 8 sau 16 GB de RAM și măcar un SSD de 256 de GB, dacă nu și o placă grafică dedicată. La noi, sistemele sunt destul de ieftine la preț. Exemple sunt foarte multe aici, însă dacă e să o luăm la bani mărunți, ajungi să dai în România chiar mai puțin pe componente decât acolo unde se fac, în Taiwan.
Și nu e prima oară când întâlnesc chestia asta, mi s-a întâmplat și în China, în Shenzhen. Distribuitorii mari obțin discounturi de volum atunci când le aduc la noi. Să continuăm cu magazinul Xiaomi. E un deliciu pentru oricine este pasionat de gadgeturi, de la lămpi și becuri inteligente, aspiratoare automate, rutere wireless, telefoane și o mulțime de accesorii. Parcă nu mai voiam să ies de acolo. Avem și noi acum magazin Xiaomi la București, dar diversitatea asta și opțiunile astea nelimitate parcă sunt încă mai bune afară. Să vă dăm câteva exemple. Xiaomi Mi 9, $447. Diferența în România e mai mare cu vreo $50. Chiar și pentru telefon din China, mai ales că pentru cei 150-200 de lei în plus, aia $50 de care zic, la noi în țară, insist, primești garanția obligatorie de 2 ani pentru persoane fizice și ai un acces teoretic mai rapid la service. Apropo de rutere, acel Xiaomi Mi R3P, un router cu wireless AC MIMO de până la 2600 de megabiți, costă doar, ține-te bine, $72. La noi nu-l găsești, iar pe Gearbest este $97. Nimic special aici, găsești rutere cu performanțe similare la noi în țară, tot în media de $100. În plus, nu e recomandat să-ți cumperi rutere din alte piețe decât din Europa. Ferește-te de ruterele din America sau din Asia la acest capitol. Frecvențele pe care operează sunt puțin diferite și nu m-aș mira să începem să auzim tot mai des de români cărora l-a bătut la ușă Inspectoratul de Telecomunicații, Autoritatea de Telecomunicații, pentru că au bruiat frecvențele de 4G și chiar 5G în curând. Adică folosim frecvențe diferite și routerele acestea operează în frecvențe diferite și ajung să bruieze semnalul de telefonie. Bun, Xiaomi Mi 9, $446, $1861 de lei versus $2200 de lei la noi în țară. E o economie de $350 de lei care vine însă din nou cu minusul. Da, garanție. Bun, hai să ne mutăm un pic în magazinele foto-video. La capitolul accesorii de filmare, v-am spus, întotdeauna m-au atras tot felul de cleme, prinderi, ventuze, mai ales pentru îmbunătățirea filmărilor din mașină. Și nu mă așteptam să dau peste un kit de vlogger, de make-up, oglindă, cu ring light, cu suport de telefon sau de cameră, și gata, ești pregătit să faci cele mai bune tutoriale de make-up de pe YouTube. Trebuie să recunosc că este un avantaj major pentru cei care nu vor să-și bată capul cu lumina și reflexiile. Adică s-ar putea să te pricepi la make-up, dar mai puțin la filmare. Lângă treaba asta, revenind la cleme și brațe flexibile pentru camere, cei de la 9 Solutions sunt printre cei mai recomandați de pe internet. Produsele lor sunt însă aproape inexistente în online și asta pentru că se vând foarte repede în magazinele fizice. Nu are nimeni stoc suficient. În China le-am găsit pe toate la un loc într-un magazin de accesorii foto-video. Pe toate. Chiar îmi venea să cumpăr câte una din fiecare. Bară, prindere, clamp, super clamp, tot felul de brațe flexibile. Vreau doar să știu că am rezolvat acea supărare că nu le-am găsit în altă parte. Dar pe aia m-am liniștit un pic și mi-am adus aminte că avem ventuze din astea. Niciodată n-ai de ajuns, dar e bine să ai opțiuni. Adică noi în continuare căutăm variante să filmăm bordul, nu știu cum, nu știu cum oglinda, să punem camerele și să le ascundem cât mai mult. Ok, hai să trecem la drone. Unique, DJI și orice alt producător de drone sau mașinuțe electrice vor avea un stoc impresionant direct în magazin. Oamenii aceștia știu bine ce fac acolo. Nu există să vină un client să-ți ceară produsul și să le spui nu avem în stoc. Însă nu toate sunt reprezentanți oficiale, mai sunt și francize. Adică dacă cer un produs tip specific, mie, spre exemplu, trebuia o prindere de plastic care s-a rupt de la Mavic-ul meu. Poate, spre exemplu, aia n-am găsit-o. Și e greu să găsești un magazin oficial. Scrie mare pe el, dar nu întotdeauna. Aproape orice brand recunoscut are însă și magazin propriu. În acest complex trebuie doar să cauți, vei găsi de 3 ori Xiaomi, de 4 ori Huawei și de 5 ori DJI. Dar uite, spre exemplu, am găsit magazin de mare de tot de reprezentare, de la Nikon, Sony, sau Sharp, care Sharp a expus acolo chiar și televizoare 8K. Pioneer are cele mai noi mixere și scule de audio, plus un DJ care să facă atmosferă pentru aproape nimeni și, desigur, să pună în valoare acele mixere pentru oricine trece prin față. Ok, să trecem la Luxman, opulență pentru audiofili bogați. Apropo de partea de audio, japonezii, taiwanezii și chiar chinezii sunt puțin nebuni din acest punct de vedere. Ai auzit de Luxman? Ei bine, este o companie japoneză fondată în 1925 și de atunci ei produc amplificatoare de sunet care arată aproape ca acum 90 de ani, dar se aud așa cum trebuie. Cel puțin așa spun audiofilii care și le permit. Mai rău, în Japonia sunt nebuni care își trag curent separat din rețeaua de medie tensiune ca să nu fie curentul distorsionat, dar rămite sculele. Suntem și noi audiofili pe aici, dar nu suntem atât de bolnavi. Adică serios acum, să dai vreo $6000 americani pe un player de super audio CD înseamnă ceva, nu? Opulență poate?
un amplificator ajunge la jumătate de milioane de dolari taiwanezi, adică vreo 16.500 de dolari, chiar nu e de glumă. Mai nevoiești de boxe, care desigur nu pot fi orice pocnitori, ca să te poți bucura de calitatea amplificatorului. Am plecat repede pentru că deja simțeam portofelul cum atârnă în direcția nepotrivită. Shut up and take my money. Dacă am vorbit de sunet, hai să vorbim și de video. Sau să le combinăm. Pe partea de televizoare poți vedea, să zicem, în magazine doar anumite televizoare. Cele accesibile și puțin peste. 1-2 modele premium și toate așezate pe un perete de 20 de metri lungime unul peste celălalt. Și puse în general pe programe TV sau cu niște sticuri pe care se învârt niște filmulețe. Mai nou, unii dintre producători, LG de exemplu, rulează clipurile personalizate pe televizoarele lor, adică își doresc să atragă atenția cumpărătorului cu exact ceea ce oferă televizoarele lor, o imagine corectă, luminoasă, cu contrast. Am văzut magazine de la Sony însă, Samsung, LG sau Sharp cu cele mai noi televizoare 8K puse în mijloc, în centru atenției. Au apărut de mai bine de 5 luni la CES, dacă le luăm în calcul doar pe cele de anul acesta. În magazine la noi nu le-am văzut însă. Acolo da, pe toate. Chiar dacă la nivel demonstrativ, dar măcar te impui mintea cumpărătorului că ai așa ceva pe piață, că ești lider la nivel tehnologic. Așadar, dacă ne aude cineva de la toate brandurile de televizoare de la noi, da, ne plac televizoarele de buget, ne plac televizoarele de calitate, dar am vrea să le vedem și pe alea pe care nu ni le permitem. Vrem să știm la ce să visăm măcar. Ok, să ne revenim și să ne relaxăm puțin în camera Asus Republic of Gamers. Regăsim și o încăpere a celor de la Asus, anume de la divizia de gaming, Asus ROG. Pentru cei nu atât de savvy în acronime, ROG vine de la Republic of Gamers. Putem vedea setup-uri de gaming cu 3 monitoare, iar pe fundal jocul fantastic Sekiro, ar cărui review îl puteți găsi pe cavaleria.ro. Ce mă amuză totuși este această struțocămilă de tentativă a unui PC de perete, numai că este pe un raft. Dar vedem că este din generația anterioară de plăci video GTX de la Nvidia și nu RTX. Adică dacă știi care diferența între GTX și RTX, nu? Diferența de preț există totuși. După multe bătăi de cap cu site-urile de electronice din Taiwan, am descoperit că putem găsi un GTX 1070 de la Gigabyte la prețul de 11.000 de dolari taiwanezi, adică în jur de 1.500 de lei. Pe când la noi, aceeași placă poate costa și 2.000 de ron, o diferență de 25%. Mă rog, asta dacă nu luați în calcul transportul până acolo, cazarea, masa și saloanele de masaj. Ce, nu știți? Nu e ca la cel tailandez, e taiwanez. Dar rimează. Adică trebuie să fie ceva pe aproape, trebuie să... Nu? Cel puțin așa mi-a zis un prieten. Hai să o dăm pe șleau. Am fost la masaj în Taiwan. Ce? Eu recunosc. Am fost în Taipei la masaj. Împreună cu un prieten ceh. Peter, care e și el vlogger. Și ne-am fost împreună la masaj. Am vrut să fiu sigur că nu pățesc nimic. Peter a sfărăit. Nu știu ce, de ce mi-a venit să povestesc chestia asta. Eram amândoi pe o masă cu fața în jos și eu nu puteam să adorm în timpul masajului că sforăia atât de tare încât m-am trăit. Dacă ajungeți vreodată în Taiwan, luați un masaj, e ieftin. Dar masaj. Ok, să ne revenim. După cum spuneam, putem găsi un GTX 1070 mai ieftin cu aproape 500 de lei. Dar dacă vorbim de o placă mai populară de atât, adică despre vestita 1660 Ti, nu mai vedem aproape nicio diferență. În țara cu tăiței, o putem găsi tot în jurul celor 11.000 de dolari taiwanezi, iar la noi la 1.570 de lei. Dacă poți faci conversiile astea în cap, deja ești foarte bun. Deja vorbim de o diferență de 50 de lei în favoarea tăițeilor. Dar din nou, dacă ești în trecere prin țara tăițeilor. Să trecem la laptopuri. Vorbim deja despre avantaj România. Da, ai auzit bine. Asus Zephyrus S cu i7 și RTX 2080 costă 92.000 de dolari taiwanezi. De-ai lor, adică echivalentul la vreo 12.850 de lei. La noi în magazine îl poți cumpăra mai ieftin la 12.000 de lei cu TVA inclus și garanție locală. În rest, în această cameră de gaming vedem diverse accesorii, rucsaci și alte vanity items, așa cum le spun Fortniterii din zilele noastre. Un mini PC Asus aici are prețul de aproape 1.800 de lei echivalent, dar pe meleagurile noastre găsim aceeași configurație la 1.450 de lei la preț întreg, ori chiar 1.300 de lei la reducere. Avantaj RAW. Regăsim un laptop familiar, cu o configurație diferită, dar puternică, adică Asus ZenBook de 15 inch la prețul de 5.584 de lei echivalent cu un i7 de generația A8-a. 8 GB de RAM și un SSD de jumătate de tera, iar sub capotă un GTX 1050 Max-Q. Perfect pentru gaming dacă nu vrei totul la ultra și te mulțumești cu setări medii. Dacă ți-ai dorit vreodată un rucsac sau o geantă pentru laptop sau pentru echipamentul de fotografie, acesta este locul unde să vii.
Dacă Asus produce 100 de modele de rucsaci pentru laptop, aici îi vei găsi pe toți, chiar și pe cei de acum 3 ani probabil. Și nu numai. Bine, dacă și răcirea este pe măsură. ROG-ul lui Marian, de exemplu, vine echipat cu aer condiționat sau fan. În fine, aici diferența de preț este în favoarea asiaticilor cu 200-300 de lei, fiindcă la noi găsești la 5800 de lei, asta dacă nu prinzi vreo reducere. Vedem și o tastatură mecanică de la Daik, o firmă destul de populară în Taiwan, fiindcă fac o gamă largă de produse electronice, ca aceste accesorii din dreapta ei. Acum, pentru cireașa de pe tort, Vive Land, ca un soi de sală de jocuri oficial înregistrată de cei de la HTC Vive, care până acum o puteam găsi în Hong Kong. Ai la dispoziție o sală destul de generoasă unde să te joci cu titluri făcute exclusiv pentru această experiență. Codrin cu siguranță s-ar simți mai ceva ca acasă aici. Un astfel de HTC Vive îl vei găsi pe site-urile lor la aproape 2500 de lei, iar în magazinele din România de la 3000 de lei. Câștig la preț pentru Taiwan în acest caz. Și când credeați că nu se termină sortimentele vaste și amestecate din acest mall, aflați că am dat peste echivalentul taiwanez al lui Lex Shop din România, Asia sau Asia Go-ul, unde putem găsi tot soiul de nebunii pentru cei mai înflăcărați colecționari. Cel puțin un etaj, ba chiar vreo două, iar pe mine m-a nebunit magazinul dedicat lui Hatsune Miku. O știți pe Hatsune? Deci eu sunt dispus să calc strâmb cu Hatsune Miku. Știi pe Hatsune Miku? Sunt bărbați care s-au căsătorit cu Hatsune Miku. Nu mă miră dacă nu ați auzit de ea, fiindcă nici nu există în realitate, cel puțin nu în carne și oase. Ea este o hologramă care ține concerte și are fani mulți. E un fel de Simone, numai că fără Al Pacino. Asta e o glumă foarte veche. Asta a scris-o Codrin, nu? Aș putea să mă opresc puțin cât să menționez că pentru documentarea acestui material, pentru că nu am o cultură chiar atât de vastă la toate figurinele, am apelat la ajutorul colegilor de la Hardware și Gaming, divizia total necreativă. Ok, dar să nu zăbovim asupra ei, asupra lui Hatsune. Ba, nu i-aș zăbovi. Hai să mai zăbovim un pic. Puteți să mai dăm două cadre cu Hatsune Miku? Sau nu, hai să dăm o bucată dintr-o melodie, dar foarte puțin, cât să nu ne blocheze YouTube-ul. Ok, acum avem o groază de alte personaje în toate pozițiile posibile și nu vedem doar fete în uniforme de Sailor Moon, ci o groază de personaje din toate animeurile posibile și imposibile. Mai ceva zici că am ajuns în manga? Ce m-a surprins a fost că nu erau doar niște printuri 3D oarecare, ci fiecare dintre aceste iteme de colecționat avea o calitate de mega apreciat, de la culori și până la complexitatea geometriei. M-am uitat gură cască, deci chiar mi le doream, dacă aș fi avut cum să le pun. Eu le-aș și la palea mare. Acum cei care mi-au urmărit review-ul cu Lenovo Legion Y740 și m-ați văzut vorbind japoneză, poate recunoașteți și materialele sursă în aceste figurine. Mă refer, bineînțeles, la Monkey D. Luffy din One Piece. Este doar meritul lui Codrin. Ori poate sunteți fani Goku și prietenii cu părul banană din Doragon Boru Zeto sau ouăle dragonului Z, cum am spune noi în limba mamă. Prințesele din Disney au suferit o animeizare, ca să mă exprim așa, și le-au fost măriți ochii ca să dea bine în vitrină. Se uite și copii la chestia asta, nu? Codrin... Nu, de fapt, și eu m-am uitat la ele, deci am petrecut în raioanele alea, credeți-mă, multe zeci de minute și dacă avea o singură zi în Taiwan, ai sta niște zeci de minute în magazinul ăla? Nu, dar dacă avea doar 12 ore în Taiwan, ai vrea să vezi orașul sau să vezi magazinul ăsta, știi? Nu știu cum stați voi cu jucăriile, dar toate preconcepțiile mele au zburat pe fereastră atunci când am văzut Infinity Gauntlet al lui Thanos din Avengers, jur! M-am gândit cel puțin 30 secunde dacă să o cumpăr. Cunoscutele personaje din Star Wars erau și ele expuse în vitrină, hidoșenii precum acesta, ori chiar parte din Schwarzenegger însuși. Wolverine din X-Men rângea frumos lângă Deadpool și Deadpoolina? Cine-i fata aia? Nu știu. Am văzut la pectorale o mică diferență, dar poate m-au înșelat ochii, nu știu. Vorba ce se întâmplă în Taiwan, rămâne în Taipei. Un soi de Batman mai era pe acolo care atârna... O versiune a lui Joker, personaje ieșite direct din Final Fantasy, clar. Și cel mai dezamăgitor, Joker din toate timpurile, a lui Jared Leto, dar nu a fost vina lui, ci a filmului. Hai să trecem într-un univers ceva mai dezgustător. Și o vedem pe Khaleesi din Urzeala Tronurilor și pe Michonne sau Michonne. De ce nu m-am uitat la Walking Dead? Aici mă bazez pe Codrin că el a zis chestia asta. Michonne.
Michonne din The Walking Dead și alte personaje de felul acesta. Eu doar m-am uitat gură cască la personajele alea, știam că dacă le filmez, cineva le va recunoaște. Mergem mai departe la tastaturi. E, și aici o să vedem chestii, cum ar fi Logitech G512 la prețul de 483 de lei echivalent. Dacă iar comparăm diferența de preț, aflați că la noi același model este 500 de lei. Diferența aproape insesizabilă. Ați văzut cum am trecut de la una la alta? Am dat peste unul dintre cele mai vestite volane de gaming apărute vreodată, acel G29 de la Logitech. În Taiwan e disponibil la un preț echivalent cu 1783 de lei, pe când la noi este 1214 lei. Un câștig mare pentru România, o fi de vină drumurile cu limitare de viteză din Taiwan, deși au băieții mai multe volane și la noi sunt prea puține, trebuie să le dea mai ieftin, habar n-am. În camera Logitech, băieții însă erau puși serios pe treabă chiar dacă era amiază. Nu știu de lucrează, dar ăia nu erau la serviciu. Unii o ardeau pe Apex Legends, care era în funcțiune peste tot, alt joc pe care l-am jucat în clipul cu Lenovo împreună cu Codrin. După ce am vorbit în japoneză, bineînțeles. Altfel nici nu concep. Am încercat totuși să vorbesc aceeași japoneză și magazinul de acolo și n-a înțeles nimeni nimic. Codrin m-a învățat prostii. Mai departe, să trecem în încăperea gamingului, unde vedem o groază de alte accesorii, precum mouse de gaming, căști, tastaturi RGB, bineînțeles. Opulență. Unul dintre cei mai buni mouse de gaming de la ora actuală, Logitech G903, îl găsim aici la echivalentul la 760 de lei, dar în România e 700, ori 527 dacă îl prinzi la reducere. Mi s-a mai părut interesantă perechea de căști Logitech G633S, pe care nu am putut să o găsesc în magazinele de la noi. Pe site-urile din Taiwan, G633S sunt la vreo 620 de lei echivalent, adică cele pe care le găsești la noi sunt la 700 de lei. Varianta fără S. Hai, ne mai oprim? Mamă, deci de când tragem? Hai bine să ne oprim aici. M-am lungit destul de mult, dar amânând de multă vreme clipul pe care l-ai văzut. A fost o tură printr-un magazin, așa cum ne-am dorit să vedem. Dacă ai niște bani de cheltuit și nu-ți pasă ce se întâmplă cu ei, fă-ne un magazin de genul ăsta. Am vrea să venim în astfel de magazine în București ca la muzeu, sau în Cluj, sau în Iași, sau în Timișoara, sau în Brașov, oriunde. Am vrea să vedem astfel de magazine în care să ne ducem efectiv și să ne uităm la ele. Chiar dacă, nu știu, îmi place chestia asta cu magazinul online, dar serios, când ai un astfel de magazin offline, parcă aș fi dispus să plătesc diferența pentru experiența aceea de copil în Țara Minunilor. S-au scăpat în depozitul lui Moș Crăciun. Prea multe metafore. Mai bine ne oprim aici. Sperăm că ți-a plăcut acest clip un pic atipic, un fel de altfel de vlog de călătorie. Dă-mi un like dacă ți-a fost de folos, un share ca să vadă și prietenii tăi chestii, să vadă prietenii tăi ce cadouri să-ți ia. Cam atât. Numai bine. A scăpat ceva? Am obosit. Sunt extenuat. Deci a fost mai greu decât la review-uri. Descarcă pe telefonul tău, indiferent de model și de generație, aplicația Stoma Link. Este aplicația gratuită prin care te poți programa la orice stomatolog, la orice oră, din zi și din noapte. Și nu te costă nimic să o descarci și să o folosești, iar dacă stomatologul tău nu o folosește deja, ai putea să-i vinzi și lui pontul. Take care.